Balul operei a fost deschis de Orchestra Teatrului Național de Balet și Opera Oleg Danovski din Constanța, care, pentru început, a încântat auditoriul cu partituri din opere celebre. Printre invitații oficialității județene, locale, directori de instituții, parlamentari, cu toții au demonstrat că sunt și buni dansatori. Apoi a fost rândul corpului de balet să încălzească atmosfera, tinerii balerini invitând la dans domnițele și cavalerii ce priveau spectacolul de pe marginea ringului de dans. De aici nu a mai fost nevoie decât de încă un pas de vals pentru ca invitații să treacă peste stânjeneala de început, iar cavalerii să-și invite partenerele la dans. Ați fost printre curajoși pentru că în momentul în care s-a făcut invitația la dans a golit sala, a sufit. Vă place să dansați? Am fost curajos că a venit o balerină și m-a invitat la dans. Normal că am prins curaj în acest moment. Mie îmi place să dansez, mai ales pe o muzică bună și mi se părea normal. Că de aceea am venit în această seară la bal să și dansăm. E un lucru extraordinar și trebuie să ne aducem cu nostalgie de anii trecuți când bunicii, străbunicii noștri își petreceau serile așa. Și să readucem acel parfum de oraș mic, burghez, nu? Fix asta vreau să spun, pentru că întotdeauna de Deva se spunea că e un oraș mic, burghez. Și ați văzut, toată lumea e destinsă, dansează, unii mai greu, alții. Am dansat cu Daniela Vlădescu și am învățat câteva figuri noi. Am văzut că dansați cu foarte multă bucurie, așa cum și cântați. Da, eu în tinerețe dansam foarte mult și îmi plăcea și acum cred, dar nu mai am timp și cred că n-am mai dansat de ani buni, dar mi-a făcut plăcere, mai ales că acum ne-am relaxat cu toții după emoții și după muncă foarte susținută. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pentru toate seriile acestea și că ați promovat festivalul și ați promovat niște lucruri frumoase. Sala șemineului, frumos aranjată în cinstea evenimentului, a fost pusă și mai tare în valoare de toaletele domnițelor, veșminte alese, cum era normal, cu multă, multă atenție. Întrerupem un moment de tandrețe. Tandrețe deja cu foarte multă vechime, după 25 de ani de căsnicie. Pentru noi astăzi este, cred, cea mai frumoasă seară după cele care le-am petrecut în familia noastră. Dar sunt atât de fericită că am reușit să redau acestor domni și doamne zâmbetul pe buze și ideea că se poate în România anului 2013 să trăiești din când în când o seară ca asta. Eliberat de stresul organizării festivalului Opera Nights, Alexandru Gruian a făcut primul dans cu fiica sa, Alexandra. Mi s-a părut că ești un pic stângaci, în schimb partenera ta a fost nemaipomenită. Așa. Da, mă bucur că discipola și întrece maestru. Da, îmi place mult să dansez și trebuie să-mi dau drumul puțin. Da. Relaxat în seara da, asta. Da, 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 așa este. Îmi place că s-a ajuns aici, am ajuns în ultima seară, trebuie să recunosc că și cu puțină tristețe, emoțiile de început au făcut loc unei nostalgii a lucrului întâmplat cu bine. În cele din urmă s-a dovedit că balul operei a fost un adevărat eveniment monden, care s-a bucurat de același succes ca și festivalul Opera Nights. Îmbucurător este faptul că autoritățile se gândesc serios ca balul operei să intre în tradiția locală.